Marcel Proust, creatorul romanului modern. Marcel Proust a văzut lumina zilei la 10 iulie 1871 în localitatea Auteuil, într-o familie înstărită. Tatăl său era profesor universitar de medicină. Proust și-a petrecut copilăria între Paris și Combray, unde se afla proprietatea mătușii sale. A fost un copil firav și hipersensibil. Fire bolnăvicioasă, a trebuit să-și întrerupă deseori studiile la liceul Condorcet și să ia lecții particulare. La vârsta de 10 ani a suferit primul acces astmatic, boala agravându-se pe parcursul vieții. Fiind un elev capabil și sârguincios, termină cu succes studiile preuniversitare. Între 1888-1889 își face serviciul militar, după care se înscrie la cursurile Școlii de Științe Politice din Paris. Frecventează concomitent prelegerile filosofului Henri Bergson de la Universitatea Sorbona. Averea familiei l-a scutit pe Proust de necesitatea de a-și câștiga existența învățând vreo profesie. Din tinerețe a putut să se dedice scrisului, publicând cu începere din 1892 în periodicile pariziene articole și fragmente de proză. A dus o viață lipsită de griji materiale, s-a delectat mulți ani în plăceri frivole, într-un mediu monden pe care îl frecventa cu asiduitate. La insistența familiei sale, tânărul se prezintă în 1896 la concursul organizat de Biblioteca Mazarin, reușind să ocupe postul de bibliotecar. După câteva luni de activitate fără pic de entuziasm, își ia un concediu din care nu va mai reveni la bibliotecă. În perioada 1895-1900, Proust activează în cadrul Ministerului Învățământului. Colaborează la ziarul Le Figaro, publicând cronici mondene. Debutul său editorial îl constituie culegerea de povestiri Le Plaisir et le Jour, Plăcerile și zilele, în 1896, care a avut un public restrâns și a trecut neobservată. Timp de 8 ani, Proust a lucrat la romanul Jean Santeuil, pe care l-a abandonat fără să-l publice, creația dată fiind publicată postum în 1952. Decesul tatălui, apoi și al mamei, a schimbat brusc modul de viață pe care îl ducea Marcel. Scriitorul, în vârstă de 34 de ani, are un șir de crize nervoase și urmează un lung tratament într-o instituție medicală. Începe să scrie eseuri despre operele unor notori literați și filosofi ai epocii, efectuează traduceri, în special din opera lui John Ruskin. Finalizează Pastiche et Mélange, un preludiu al viitoare sale capodopere, publicat abia în 1919. Începând cu 1908, scriitorul se izolează într-un apartament din centrul Parisului, de unde iese din ce în ce mai rar, consacrându-se unei munci intense. Se apucă cu frenezie să scrie ciclul romanesc A la recherche du temps perdu. Va mărturisi că își concepuse acest proiect încă în tinerețe, prima etapă fiind constituită din lucrări de documentare și din scrieri fragmentare. Munca de documentare se încheie în jurul anului 1909, Proust spunând mai târziu: Am înțeles că toate materialele operei literare erau constituite din viața pe care o trăisem, că le magazinasem fără să știu de ce, așa cum bobul de grâu ține în rezervă substanțele ce vor nutri planta. Ca și el, putea muri atunci când planta se va fi dezvoltat. Fără să-mi dau seama, trăisem pentru opera mea, fără să fi bănuit că viața mea ar fi putut veni în contact cu acele cărți pe care dorisem să le scriu pe vremuri când mă așezasem la masa mea de lucru și mă ridicam, fiindcă nu găseam niciun subiect demn de ele. În 1912 este terminată prima parte a ciclului Din Du côté de Swan. La început, André Gide îi refuză publicarea cărții la editura Nouvelle Revue, Francis Gallimard, pe care o conducea, și Proust o editează din banii proprii. Romanul nu se bucură de mare succes, scriitorul motivând aceasta prin faptul că războiul era întoi și oamenilor nu le ardea de lectură.
Andrei Gide va citi cartea 2 ani mai târziu și îi va adresa lui Proust următoarea scrisoare. Faptul de a fi refuzat publicarea acestui volum va rămâne cea mai gravă eroare făcută și, spre rușinea mea, trebuie să declar că eu sunt principalul vinovat. Te socoteam un snob, un monden, un amator. De acum încolo, porțile prestigioase edituri Gallimard îi sunt deschise. Al doilea roman este editat în 1919 și obține premiul Goncourt. Ultimele trei romane vor vedea lumina zilei după moartea scriitorului. Eu, stranie ființă omenească care, așteptând ca moartea să mă elibereze, trăiesc cu obloanele trase, nu știu nimic ce se întâmplă în lume, rămân imobil ca o cucuvea și, ca aceasta, nu văd decât în tenebre. Așa consemna Proust într-o scrisoare datată din 1920. Evită lumina și zgomotele străzii care îl obosesc, căptușindu-și cu plută pereții camerei. Măcinat de cumplite suferințe fizice, este obsedat și alarmat de idee că nu va avea suficient timp să-și ducă la bun sfârșit proiectul. Conștient că zilele îi sunt numărate, Proust oferă cititorilor cheia decodării mesajului cuprins în opera sa, argumente destinate să demonstreze că opera sa nu este arbitrară, cum pretind unii critici, ci a fost alcătuită conform unui plan riguros, comparându-i structura când cu arhitectura catedralelor gotice, când cu partitura unei sinfonii ale cărei leitmotive indică unitatea în diversitate. Boala îl răpește pe Proust la 18 noiembrie 1922. Scriitorul de 51 de ani este înhumat la Paris. Creația prustiană impresionează prin volumul și concepția ciclului romanesc. A la Recherche du temps perdu, în căutarea timpului pierdut, compus din 7 volume, Du côté de chez Swann, A l'ombre de jeunes filles en fleurs, La umbra fetelor în floare, Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorre, La prisonnière, Albertine disparue, ou La fugitive, Le temps retrouvé, Timpul regăsit. Conținând peste 3.000 de pagini și circa 500 de personaje, ciclul domină istoria literară a secolului 20 prin amploarea și proiectul său a face să reapară grație scrisului imensul edificiu al amintirii. Aș regăsi viața trăită, timpul pierdut. Proust își dorea acest monument literar asemenea unei catedrale, ale cărei picioare de bază ar fi primul și ultimul volum. Între aceste două limite, opera s-a putut îmbogăți cu toate experiențele trecutului. Copilărie petrecută la Combray, dragostea din adolescență, viața mondenă, pasiunea, gelozia, descoperirea vocației de scriitor. Totuși, A la Recherche du temps perdu nu este o operă autobiografică, deoarece, deși Proust s-a inspirat din viața trăită, el nu poate fi confundat în niciun caz cu naratorul romanelor, investit de autor cu funcția de a descrie din interior procesul psihologic, de a găsi legitățile care guvernează comportamentul uman. Scriitorul s-a concentrat asupra vieții sufletești a individului, explorând inconștientul, înțelegând într-un tablou unic trecutul, prezentul și viitorul labirintului temporal. Puterii destructive a timpului îi se opune în viziunea lui Proust arta, care poate salva totul de la uitare, rutină, moarte. Temele preferate ale romancierului sunt izolarea într-o lume considerată ostilă, influența timpului și a suferinței fizice asupra căutărilor întreprinse pentru aflarea propriei identități, forța magică a iubirii în viața omului, intensitatea retrăirii evenimentelor consumate, elucidarea rolului senzațiilor produse de o imagine, un miros, ori o culoare, un tufiș înflorit pe un drum de țară, o clopotniță în zare, aroma unui prăjituri muiate în ceai. Proust a renunțat la prezentarea cronologică a evenimentelor, realizând legătura dintre lumea reală actuală și cea trecută vie în conștiința fiecăruia. Prin amintire, de obicei involuntară, trecutul este recuperat.
Retrospectivele sistematice utilizate de romancier asigură crearea unui circuit continuu al vieții. Romanul se aseamănă unui film compus din secvențe ce apar pe ecran, proiectate de legile memoriei involuntare, cercetate cu atenție și luciditate, autorul dorind să descifreze sensul și consecințele experiențelor trăite. Tehnica narrativă prustiană este inedită. Eliminarea intrigii, element esențial al romanului tradițional, crearea unei rețele metaforice, dominanța monologului interior care relevă subtilitatea și profunzimea analizelor psihologice, frazele lungi și greoaie, paragrafele ce se întind uneori pe o pagină. Editorii nu doreau să publice romanele, cerându-i să prescurteze frazele și să simplifice stilul. Proust s-a opus cu vehemență, considerând că lungimea stabilită a unei fraze ține de simțurile pe care aceasta trebuie să le trezească la cititor. Stilul este pentru scriitor ceea ce este culoarea pentru pictor, o problemă care nu ține de tehnică, ci de viziune, declara romancierul în volumul Le Temps Retrouvé. Exegeza operei sale, făcute în scrisori și în ultimul roman, Le Temps Retrouvé, îl situează pe Proust printre cei mai de seamă critici și esteticieni moderni. Marcel Proust a fost și un critic avizat, scriind studii despre Flaubert, Baudelaire, Sainte-Beuve. În ultimii ani de viață a inaugurat o nouă metodă de cercetare a cărei valabilitate s-a impus de-abia în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Opera prustiană a fost în centrul atenției a numeroși critici literari precum André Gide, André Mauroy, Samuel Beckett și alții. Prin analiza subtilă și profundă a psihicului uman, a zonelor clar-obscure ale inconștientului, prin integrarea temei timpului într-o creație epică, prin construcția inedită a personajelor, prin arhitectura complexă a acestei catedrale literare, Marcel Proust a revoluționat tehnica romanului, ridicând unul din monumentele cele mai de seamă ale epocii moderne.